Am obținut un lucru foarte bun acum. Să spun nu. Am lucrat foarte mult, a fost greu, adică eu nu las elevii să pățească ce am pățit eu. Să faci singur 150 de machiaje, să faci singur 50 de machiaje. Nu există. Dacă sunt 50 de machiaje, noi ne ducem 20 de persoane. Deci nu, ca să lucreze fiecare să-și facă prezentarea, să-și facă machiaj așa cum trebuie. Am avut cu Depot, cu Iulia și cu Cristina Bâtlan, cu Miuzeta, prezentarea de modă și mi-am zis, făcea Cristina. Mirela trebuie, toată lumea vrea smokey eyes, trebuie să facem smokey eyes și nu e timp, Mirela, la cât vii, că noi la 5 începem. Eu am foarte calmă. Câte persoane? 15, Mirela, e foarte mult. Cum facem? Zic, ok, stai calmă că se rezolvă. M-am dus la ora 1 cu 15 eleve, fiecare și-a făcut impecabil machiajul smokey eyes. Într-o oră toată lumea era gata, deci nu înțelegeau când le-au văzut pe toate așa, cu gene, cu tot. Și ce crezi, ale mele au început, hai, cine mai vrea machiaj? Și au început cu fetele care lucrează să le machieze acolo. Da, pentru că erau cu chef de lucru. Se poate dacă faci asta și dacă accepti, dar eu am învățat asta să spun, nu pot să vin la prezentare.